Într-un fel imită, airsoft-ul imită într-un fel viața militară. Nu există grade, nu există funcții între membrii cluburilor, dar am observat la mulți că după un anumit timp de practicat airsoft, omul se schimbă, gândește altfel și în viața reală le ia mai... judecă mai la rece, mult mai la rece decât înainte unele chestiuni. Un joc de divertisment, în primul rând. Pentru unii, pentru alții devine mai serios, dar toți ne întâlnim în același weekend și toți ne jucăm împreună și depinde fiecare. Oricum, ideea e că toată lumea simte bine. Etalare de agresivitate, nici măcar nu și-o și-o etalează. Și-o etalează într-o modalitate nesancționabilă social.